Salut, sunt Marius de la Bulgari.ro și voi despacheta acum tableta OrbView Ardor 2. Este o tabletă care cu siguranță va atrage foarte mulți cumpărători, mai ales datorită prețului foarte permisiv, dar și datorită dotărilor, cele mai importante dintre acestea, le puteți afla și de pe cutie, sunt sistemul de operare Android OS 2.2, ecranul cu diagonala de 8 inch, cei 4 gigabiți de memorie internă și o cameră pentru videoconferințe. Așadar, haideți să desfacem această cutie și să vedem ce se află înăuntru. Bun, acum veți vedea în premieră aproape ce se află în cutia tabletei OrbView Ardor 2. Haideți să desfacem. Bun, un certificat de garanție de la OrbView, o tabletă sigilată pe care o voi scoate chiar acum. Tableta, zic eu, arată foarte bine, se ține ușor în mână, este de dimensiuni destul de mici, are o țipră pe ecran pentru protecție și pot fi văzute aici principalele caracteristici. Suportă flash player, are cameră, aici camera, 4 GB de memorie internă, sistemul de operare Android 2.2 și procesorul Cortex A8 cu frecvența de 1 GHz. Tableta nu este deloc grea, se ține bine în mână, însă are o grosime ceva mai mare decât a lui iPad 2 sau altor tablete de pe piață, precum Galaxy Tab. Totuși, după cum am spus, greutatea este foarte, foarte bună. Hai să aprindem tableta, de fapt trebuie mai întâi să scot țipra de pe ecran. Asta am și făcut. Și caut butonul de pornire. Acesta este. Cred că puteți vedea. Ok. Bun, am aprins-o pentru prima dată când am aprins o tabletă OrbView Ardor. Aceasta este OrbView Ardor 2. Are aici butoane tactile. Butoane tactile pentru navigare pe internet, dacă nu mă înșel, pentru meniu, pentru back și pentru căutare. Bun, să vedem cu ce avem de a face. Android este sistemul de operare, după cum am spus și mai înainte. Ok, am aprins tableta, ați văzut că butarea a durat destul de puțin, acum haideți să o debrăcăm. Bun, în ecranul de start avem mai multe elemente, cum ar fi e-music, video player, aplicații, presupun că un cititor de cărți, camera foto, e-mail, galerie, muzică, browser și setări. Putem intra pe internet, bineînțeles după ce configurăm setările. Ok, totul este foarte simplu. Avem mai multe ecrane de start, ecrane în care pot fi adăugate comenzi rapide, widget-uri, directoare și imagini fundar. Sistemul de operare Android 2.2 este folosit de numeroase telefoane sau tablete PC-uri, așa că este foarte ușor pentru mulți utilizatorii acestuia să se obișnuiască cu tableta OrbView Ardor 2. Ok, am adăugat, am intrat în sistemul de fișiere și mai departe, ce avem pe aici. Navigare între mai multe fișiere foto. Putem încărca albume și fotografii noi. Am setat așadar o imagine fundar. Totul a fost foarte simplu. Setările, Wi-Fi și rețele, sunet, afișaj, locație și securitate, aplicații, conturi și sincronizare, confidențialitate, card SD și căutare. Ok.
O să fac un mic text test și voi configura conectivitatea la internet. Mă voi conecta la internet pentru prima dată de pe această tabletă și voi intra pe brogratul.ro să vedem cum se încarcă site-ul. Bun, este conectată tableta. Hai să căutăm pe Google. Căutarea pe Google este rapidă, așadar am intrat pe Google-ul, pe site și s-a încărcat versiunea pentru mobile foarte rapid. Ați putut vedea și voi cât de ușor se încarcă. Putem să deselectăm această temă. În fine, vom intra pe pagina de start. Intrăm într-un articol și îl putem citi. Putem lăsa comentarii și așa mai departe. Totul este foarte simplu, cu butonul de back revenim la meniul inițial. Tableta folosește și un senzor gravitațional pentru orientarea ecranului așa cum ne dorim. Putem observa istoricul navigării, imediat vă voi arăta istoricul astăzi și în ultimele 7 zile. Putem șterge istoricul și așa mai departe. Sistemul de operare Android 2.2 este foarte, foarte simplu de folosit. Haideți să văd cum funcționează camera foto. Deci, ok, vedeți pe mine pe ecran și camera cu ajutor care realizez această înregistrare video. Am realizat o fotografie, acum încă una. Foarte simplu. Avem de-a face cu o tabletă orientată către socializare și pe spate puteți citi și voi aici că Ardro 2 suportă Flash Player pentru a beneficia de o cameră de experiențe multimedia, vizitează pagina de prezentare a produsului. Ok, mi se pare un gadget util, mai ales atunci când nu ești acasă și vrei să intri ușor pe internet, vrei să vizitezi un site, vrei să intri pe Facebook sau pe Twitter și să îți împărtășești opiniile. Din punctul meu de vedere, este un tablet PC interesant și util. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că ați urmărit această scurtă prezentare a produsului și în continuare vă voi prezenta conținutul cutiei. Nu am încheiat această emisiune gadgetului Brogat. Haideți să vedem ce se află în cutie. Aici avem de-a face cu un cablu USB pentru conectare la calculator, niște căști, o cârpă pentru ștergerea ecranului, încărcătorul și aici, dacă nu mă înșel, avem o fusă pentru a proteja tableta de probleme. Iată, avem și un stilus utilă pentru scrierea textelor sau e-mail-urilor, un stilus capacitiv. Ok, aceasta a fost prezentarea tabletei OrbView Ardro 2, o tabletă pe care o am acum în mână. Sper că v-a fost de folos și vă anunț că în curând voi organiza un concurs care va avea ca premiu această tabletă. Acestea fiind spuse, eu vă salut și aștept părerile voastre despre această mică prezentare video, o prezentare care a avut drept scop, drept eu principal, ca să zic așa, de protagonist, tablet PC-ul OrbView Ardro 2. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și aștept comentariile și părerile voastre despre această nouă tabletă, precum și despre această despachetare.